Bună ziua, dragilor! Eu sunt Marian și, cu ajutorul meu, veți afla astăzi despre anumite cuvinte care nu trebuie să lipsească din comunicarea noastră cu cei din jur. În viața de zi cu zi, folosim anumite cuvinte care le arată celor din jur că știm să comunicăm frumos și politicos. Sunt acele cuvinte pe care le folosim atunci când salutăm, când ne prezentăm, când cerem ceva. Eu v-am salutat la început. Voi cum îmi răspundeți? Bună ziua! Sau, bună ziua, domnule învățător! Sau, bună ziua, Marian! Bravo! M-ați salutat pe mine, învățătorul clasei. În momentele următoare veți afla cum puteți saluta și alte persoane. Bună, Elena! Bună, Ionel! Salut, Fănel! Salut, Ionel! Bună seara, domnule Popescu! Bună seara, Ionel! Ați aflat cum puteți saluta. Cu siguranță ați observat că folosim cuvinte diferite în funcție de persoana pe care o salutăm. Acum o să aflați cum puteți să vă prezentați. Începând de astăzi, aveți doi colegi noi în clasă. Îi rog să se prezinte. Numele meu este Maria Ionescu. Mă numesc Ciprian Popescu. Numele meu este Ilie Ionel și sunt elev în clasa pregătitoare. Eu sunt Marin Larisa și am vârsta de 6 ani. Bună! Eu sunt Marian. Bună! Eu sunt Ioana. Mă bucur să te cunosc. Tocmai ați aflat cum vă puteți prezenta. Sunt convins că ați descoperit care sunt cuvintele pe care le puteți folosi pentru a vă anunța numele. Ați observat că există situații în care este necesar să ne spunem numele întreg și situații în care ne prezentăm spunând doar prenumele? În activitatea de zi cu zi, formulăm diferite solicitări adresate părinților, prietenilor, colegilor. Irina, te rog frumos să-mi împrumuți carioca roșie. Poftim! Mulțumesc! Cu plăcere! În clasă, în familie sau în alte situații, suntem nevoiți să cerem permisiunea pentru a realiza anumite activități. Domnule învățător, pot să iau cartea de colorat acasă? Da, Ionel! Mulțumesc! Cu plăcere! Elena! Îmi permis să folosesc și eu rigla ta? Cu mare drag, Ionele! Aplică ceea ce ai învățat. Imaginează-ți că ești în parc cu sora ta. Te întâlnești cu un alt băiat. Cum te-ai prezenta? Imaginează-ți că ești la activitatea de arte vizuale și abilități practice. Realizează împreună cu un coleg un dialog prin care îi cere acestuia tubul cu lipici. Imaginează-ți că intri în clasă după începerea cursurilor. Ce cuvinte vei folosi pentru a cere scuze?